Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Caransebeș. Părintele Alin Câmpean, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc, le-a vorbit celor prezenți despre semnificațiile perioadei triodului. Răspunsurile liturgice au fost date de corul catedralei, dirijat de părintele profesor Gheorghe Tistu. Suntem în această perioadă deosebită din cursul anului bisericesc, numită a triodului, o perioadă de purificare, de curățire duhovnicească, o perioadă în care suntem îndemnați să ne smerim împreună cu vameșul și să spunem în inima noastră, Dumnezeule milostivi mie păcătosului, suntem îndemnați la pocăință, să ne întoarcem în fiecare zi în casa Părintelui Ceresc, și să spunem împreună cu Fiul Risipitor, Părinte, am greșit la cer și înaintea Ta, nu sunt vrednic să mă mai numesc Fiul Tău, fă-mă ca pe unul din argații Tăi. Suntem chemați în această perioadă să ne iertăm unii pe alții și să-I cerem iertare Mântuitorului Hristos și de asemenea suntem îndemnați în această perioadă a triodului la faptele milei creștine. Noua catedrală a Episcopiei Caransebeșului a fost sfințită în data de 12 septembrie 2010 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.